Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi vreau să discutăm despre faptul de ce nu se cumpără mașinile japoneze și coreene, da, în România, chiar dacă sunt niște mașini bune. Și normal să vă arăt ce oferte am găsit în Germania. O să vedeți niște mașini foarte, foarte interesante la diferite prețuri. O să vedeți și oferte mai ieftine și niște oferte ceva mai scumpe. Înainte să începem, după cum bine știți, mai ales dacă sunteți fan mașini japoneze și coreene, nu uitați să dați un like și un share. Iar acum haideți să vă arăt ce mașini am găsit. Astăzi vreau să începem cu o mașină japoneză de buget și mai exact cu această Mazda 3 din 2006, o mașină care din păcate este foarte subapreciată și merită de altfel luată în considerare. Adică ce mașină nemțească, da, îți poți cumpăra la un preț mic din 2006. Un Golf 5 în stare bună costă peste 2500 de euro. Deci de asta spun, luați în considerare și acest model pentru că este o mașină care merită. Are jante originale pe 16 cu anvelope în stare bună. Cam așa arată în interior, pe partea de dotări vine cu climă automată, comenzi pe volan, 4 geamuri electrice, deci este și o mașină care îți oferă un minimul de dotări. Și da, nu arată rău, adică nu ai spune că este o mașină veche. Haideți să vedem acum specificațiile. Vine cu motorul 1.6 benzină de 105 cai, are 184.000 de km cu un istoric complet, da, tuful este expirat, iar precerut 1.500 de euro. Ce poți vrea mai mult de atât la 1.500 de euro? Aici avem un model nou de Honda și mai exact o Honda HR-V din 2022 cu aproximativ 2000 de km la bord. Deci da, este o mașină aproape nouă, un crossover foarte interesant din punctul meu de vedere. Cei de la Honda în ultima perioadă chiar au scos niște mașini foarte, foarte interesante, niște mașini moderne. Chiar sunt foarte curios ce părere aveți despre acest model. Vine cu jantele originale pe 18 cu anvelope normal aproape noi, cam așa arată în interior, vine cu încălzire în scaune, clima automată, navigație, ceasuri de bord digitale, cutie de viteze automată, normal comenzi pe volan, pilot automat adaptiv, lane assist, are și farurile, full LED, senzori de parcare față-spate și foarte interesant, din partea din față chiar arată, nu știu, ca un SUV mare, așa, impunător. Vine cu motorul 1.5 benzină hibrid de 130 de cai, are 2300 de km, normal, tiu valabil până în 2025, iar precerut 29.000 de euro. Chiar sunt foarte curios ce părere aveți despre această mașină. Aici avem o Kia Ceed din 2010, o mașină care, din nou, este subapreciată, dar care merită luată în considerare dacă vrei o mașină cât se poate de nouă la un preț mic. O să vedeți imediat, această Kia Ceed se vine la un preț mai mult decât decent, pentru că, da, din păcate, are niște probleme cauzate de grindină pe plafon și capotă. Are și cârlig de remorcare, vine cu jantele originale pe 16, cu anvelope în stare medie. Cam așa arată în interior, pe partea de dotări vine cu încălzire în scaune, clima automată, comenzi pe volan, pilot automat, 4 geamuri electrice, senzor de ploaie și de lumină, deci chiar este o Kia Ceed destul de bine echipată. Cum v-am mai spus de multe ori, încercați să vă uitați și la alte mașini pentru că se găsesc niște oferte foarte, foarte interesante. Sper că vedeți urmele de grindină. Are motorul 2.0 benzină de 143 de cai, 128.000 de km cu un istoric complet, iar precerut 3.900 de euro. Ce poți să vrei mai mult de atât? Este o mașină care merită. Aici avem un SsangYong Tivoli din 2021 cu aproximativ 80.000 de km la bord, deci în 2 ani a făcut ceva kilometri, dar cum am mai spus de multe ori, asta nu înseamnă că gata, toate mașinile din Germania fac 40.000 de km pe an. În orice caz, este un SUV de luat, sau mai bine spus crossover de luat în considerare, pentru că, să vedeți, mea se vinde la un preț destul de mic. Are jantele originale pe 16 cu anvelope în stare bună. Cam așa arată în interior, vine cu clima automată, încălzire în scaune, navigație, comenzi pe volan, pilot automat, lane assist, 4 geamuri electrice și sper că vedeți mai are încă un set de jante. Chiar este un SUV care îți oferă exact dotările de care ai nevoie și da, nu este un SUV chinezesc cum cred mulți, este un SUV corean. Poate numele, nu știu, pare chinezesc. Vine cu motorul 1.5 benzină turbo de 163 de cai, are 77.000 de km, aveți și seria de șasiu dacă vreți să o verificați pe car vertical, iar preț 15.900 de euro. Ce spuneți? Aici avem o Kia Ceed din 2018 cu aproximativ 30.000 de km la bord. O mașină care o să vedeți imediat merită atenția voastră, mai ales dacă aveți un buget mediu și vreți o mașină cât se poate de nouă. Știu că în general mașinile de genul acesta sunt subapreciate, nu prezintă interes, dar ăsta ar fi avantajul lor. La un preț decent îți poți cumpăra o mașină aproape nouă, care este și bine echipată. O să vedeți imediat cum este această Kia. Cam așa arată în interior, vine cu încălzire în scaune, clima automată, navigație, încălzire în volan,
comenzi pe volan, 4 geamuri electrice, oglinzi care se rabatează electric, deci ai exact dotările de care ai nevoie de la o mașină de genul acesta. Haideți rapid să vedem specificațiile. Vine cu motorul 1.4 benzină de 100 de cai, are doar 29.000 de kilometri, tiu valabil până în 2025, iar preșerut 14.000 de euro. Într-adevăr, se găsesc și la 7.000, dar au mai mulți kilometri. Aici avem un Hyundai Tucson din 2020, aș putea spune un SUV destul de popular, adică cei de la Hyundai cu această generație de Tucson chiar au avut, aș putea spune, un succes foarte mare în toată Europa, pentru că da, la vremea respectivă puteai să-ți cumperi un Tucson ca acesta la un preț cât se poate de decent și în ultimul rând un Tucson bine echipat. Poate un Tiguan asemănător costa chiar și cu 15.000-20.000 de euro în plus. Cam așa arată acest Hyundai în interior, vine cu încălzire în scaune, clima automată, navigație, comenzi pe volan, pilot automat, lane assist, are și cutie de viteze automată și nu în ultimul rând este și 4x4, are farurile full LED, deci este un SUV care îți oferă dotări. Vine cu motorul 1.6 benzină turbo de 177 de cai, are 60.000 de kilometri, inspecția tehnică este nouă, iar preșerut 24.000 de euro 500. Ce spuneți, merită? Aici avem o Toyota Corolla din anii 2000 la care merită să vă uitați pentru că da, se află într-o stare neașteptat de bună. A avut un singur proprietar, iar mașina asta chiar a fost o mașină de garaj. Nu a fost polișată, nu a fost revopsită, pur și simplu așa arată ea, adică arată extrem, extrem de bine și nu am văzut să aibă probleme cu rugina. Are jante din tablă pe 14, anvelope în stare medie. La fel și interiorul arată neașteptat de bine, adică se vede că nu a fost vorba aia bătut de soare, vine cu aer condiționat, două geamuri electrice și cam atât. Deci niște dotări, să spun așa, de bun simț pentru o mașină din anii 2000. Haideți să vedem specificațiile. Vine cu motorul 1.4 benzină de 97 de cai, are 148.000 de kilometri, iar preșerut 1.200 de euro. Este o mașină potrivită, să spun, pentru colecție. Aici avem un Suzuki Vitara din 2019 cu aproximativ 20.000 de kilometri la bord. Deci este un Suzuki aproape nou, cum v-am mai spus de multe ori, practic un concurent direct pentru Dacia Duster. Sunt curios ce ați alege dintre acest Suzuki Vitara și o Dacia Duster. Pe partea de dotări o să vedeți imediat, sunt destul de asemănătoare. Are jantele originale pe 17, cam așa arată în interior, vine cu încălzire în scaune, clima automată, navigație, comenzi pe volan, lane assist, cutie de viteze automată, normal, pilot automat, senzor de ploaie și de lumină și nu în ultimul rând este și 4x4. Deci exact dotările de care ai nevoie de la un SUV de genul acesta. Vine cu motorul 1 litru benzină de 112 cai, are 18.000 de kilometri, tiu valabil până în 2024, iar preșerut 19.500 de euro. Ce spune Suzuki sau Duster? Următoarea mașină japoneză ar fi această Honda Civic din 2008. Cum am mai spus de multe ori, o mașină foarte, foarte potrivită dacă ai un buget redus și vrei o mașină fiabilă și, în ultimul rând, ușor de întreținut. Este o mașină care, din punctul meu de vedere, chiar arată modern chiar și după atâția ani. Și da, aici avem un Type S, adică un Civic cu două uși, o mașină foarte potrivită pentru începător sau dacă vrei ceva cu un design mai sport. Cam așa arată în interior, vine cu clima automată, pilot automat, comenzi pe volan, două geamuri electrice, oglinzi care se rabatează electric, deci niște dotări mai mult decât decente. Uitați-vă și la modelul acesta pentru că este o mașină care merită. Vine cu motorul 1.8 benzină de 140 de cai, are 129.000 de kilometri, iar prețul cerut este de 3.560 de euro. Ce spuneți, merită sau nu? În orice caz o să vreau și o să aduc pe stoc o mașină de genul acesta. Aici avem o Kia Optima din 2016, practic un concurent direct pentru Volkswagenul Passat. Doar că avantajul pentru această mașină ar fi faptul că o poți cumpăra la un preț mult mai bun și în ultimul rând îți oferă mai multe dotări decât un Volkswagen Passat și da, un kilometraj redus și în ultimul rând un risc mic de țeapă, pentru că nu o să vezi prea des Kia Optima cu kilometri dați înapoi. Nu zic că nu există, dar riscul e mai mic. Cam așa arată în interior, are scaune din piele ventilate și încălzite, clima automată, navigație, comenzi pe volan, lane assist, frână de parcare la buton, camere 360, are și farurile cu LED, pachetul GT Line, senzor de parcare față-spate plus asistență la unghiul mort, deci ce poți să vrei mai mult de atât? Vine cu motorul 1.7 diesel de 140 de cai, are 100.000 de kilometri cu un istoric complet, tiu valabil până noiembrie 2023, iar preșerut 17.000 de euro. Ce spuneți, Passat sau Kia Optima?
Aici avem un Hyundai i30 din 2022 cu aproximativ 6.000 de km la bord. La fel, o mașină aproape nouă, un concurent direct pentru Golful 8, să spunem așa, pentru că na, Golful 8 este o mașină populară. Din nou, dacă vrei un Golf 8 cu dotări asemănătoare cum are acest Hyundai, cu siguranță vei plăti cu câteva mii de euro în plus. Are pachetul N-Line, stopuri pe LED, aceste jante superbe pe 18. Cam așa arată în interior, vine cu scaunele sport încălzite, clima automată, navigație, cutie de viteze automată, comenzi pe volan, pilot automat, lane assist, normal, senzor de ploaie și de lumină, cititor pentru semnele de circulație, are și farurile Full LED și într-adevăr acest pachet N-Line face ca mașina să arate foarte bine. Vine cu motorul 1 litru benzină de 120 de cai, are 6500 de kilometri, iar preșelul 22.500. Chiar mi se pare un preț mai mult decât ok raportat la dotări. Și ultima mașină pe astăzi este cu totul și cu totul specială, deoarece aici avem, aș putea spune, o mașină de colecție și mai exact o Honda S2000 din 2002. Știu, este un model foarte, foarte rar întâlnit, motiv pentru care și prețul este destul de mare, pentru că am spus, este până la urmă o mașină de colecție. Doar că prețurile sunt în continuă creștere pentru acest model. Chiar sunt foarte curios ce părere aveți despre acest model. Cam așa arată în interior, avem scaune din piele, aer condiționat. Na, până la urmă este o mașină care se orientează mai mult către condus, nu către dotări. Sunt foarte curios ce mașină v-ați cumpărat din videoclipul de astăzi. Normal, dacă vă plac mașinile japoneze, nu uitați să dați un like. Haideți să vedem specificațiile. Vine cu motorul 2 litri benzină de 240 de cai, are 99.000 de km, iar preț 30.000 de euro. Bun, cam acestea au fost mașinile pe astăzi. Nu uitați de un like și un share și ne vedem data viitoare.